Păi și tăracai lor? Nu, nu, nu. Păi vreau să se stingă, să stingă. Nu. Acum? Nu. Acum? Acum, mai de o dată. Gata. Hai că e suficient. Păi are lumea, tu te bazezi să nu-ți consumi tu bateria. Uite ce lumină dau eu. Păi tocmai eu merg la aspirare. Ce mișto e asta, Cristi? Poza, picture. Uite încă una aici. Uite, ce mișto sunt. E, așa, da? La Paștele Cailor sau la Peștera Cailor? Șură. Șură. Adică șur. Șur, exact. Dar totdeauna vine cu întrebările. Ce e asta care așa a argintul pe face? Le zic că e argintul ascuns al secretului. E denumit albul ăsta, foaia a materialul de construcție când i-au închis suprafața peșterii, i-a fost astăvar. Și considerat asta așa, că în epoca de Mezozoic, când am povestit să fie din Cural var, și în epoca de Cretă, când au presat, aștia n-au fost, sunt în adâncul stâncii. Sunt locuri unde nu sunt înferite. Tot e așa moale ca în epoca de Mezozoi. Aia ne spală și ne aduce afară în suprafața peșterii. E o peștere aici, două. Uite-mă ce l-am terminat. Ia uite-l. Uite-l aici la Chiorei. Uite-te exact aici. Ah, gata, l-am văzut. Și știți de ce aia că la iarnă și la toamnă, când insectele nu prea sunt, le pune corpul lui în hibernare. Nu, 10-20 de metri și începe de aici porțiunea mai grea, de vicine, unde trebuie să te pungi pe burtă. Mai departe din peștere,
Aici se poate să vedeți o formă deosebită de frumos, spart. Spart. Asta de negru devine din acolo că peștele au fost locuit de la omul preistoric de către noi și în primele secole nu au fost lanterne așa moderne. Am venit cu frâncă, ne-au intrat, i-a pus foc și de aia l-a nevit că fumul așa a fost nevit. Vedeți stalactitele încolo, stalagmita e în jos, asta stalagmita. Acum că prea mulți oameni au luat în ea, nu e așa de frumos. Stalagmita, stalactita e încolo sus. Se poate vedea că a fost forme mai groase de stalagmita care a fost sparte. Dar acum încolo când noi am luat în custodie, a început să fie stalagmit, se poate să le vedeți. Cam trebuie 10 ani de zile să facă o centimetru sau o jumătate de centimetru. O coloană nu mai suntem noi. Când face o coloană, când se unește o stalagmită cu stalagmită. O coloană. O colonuță. La gura lui le face așa ca la potcoa. Too much. Și se vede cum a fost aici. Se văd eu. Aici un loc de așa. Mare atenție la vezi, ai o stalactită splendidă acolo. Deci, mai, și vezi să fotografiezi stalactită ce trebuie să ne știți despre creștere? Aia cu temperatură. În cursul medii le face 9 grade. Când 9 grade e foarte rece. Dar acum să le simți că e așa mare. Acum iarna o să fie 10 grade plus. Vara o să fie plus 9 grade. Deci diferențe 1 grad. Și asta se simte și în păduri. Și încă se poate să le vedeți și grosimea au fost stalactitele. Ce grosime au avut. Fiind a fost vizitat de toate secolele.